Controle la maternitățile de stat și private din București, Ministrul Sănătății a precizat că verificările vor fi extinse și în țară, dar că nu au legătură cu cele 12 cazuri de infecții nosocomiale apărute în ultima perioadă la maternitatea julești din București. Practic este un control pe care îl cerem pe anumite patologii și la maternitățile din țară, atât în zona publică cât și în cea privată. Știți că au fost câteva incidențe și în Constanța și la niște maternități private și de aceea dorim să ne asigurăm că lucrurile sunt în regulă. Când ministerul a declanșat aceste controle, situațiile intraseră în normal. Cinci bebeluși sunt internați în continuare la Spitalul Grigore Alexandrescu, a spus Sorina Pintea. Pe de altă parte, reprezentanții acestui spital au declarat astăzi că în această unitate medicală au fost tratați în ultimele săptămâni 14 14 bebeluși născuți la maternitatea juulești, dintre care șase sunt încă internați, din care trei cu probleme respiratorii și trei cu infecții cutanate. Cu privire la bebelușii născuți la maternitatea Panait Sârbu, care ni s-au adresat începând cu data de 24 octombrie 2018, vă aducem la cunoștință că am tratat 14 pacienți toți în prima lună de viață. Dintre aceștia, 12 au fost depistați cu stafilococ aurium meticilino, rezistent în diferite culturi. La ceilalți doi, la unul s-a infirmat infecția cu stafilococ auriu și la cel celălalt este în lucru, au precizat reprezentanții Spitalului Bucureștean. Cazurile bebelușilor din maternitatea julești au fost semnalate Direcției de Sănătate Publică la finele lunii octombrie.